Deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine la Iosua, capitolul 1. Voi citi primele 9 versete, un pasaj cunoscut de Biserica lui Dumnezeu, Iosua, capitolul 1, de la versetul 1 la 9. Și ca să ne mai înviorăm și fizic, vă invit să ne ridicăm în picioare de data aceasta. Ascultăm cuvântul Domnului. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise: robul meu Moise a murit. Acum scoală-te, treci Iordanul acesta, tu și tot poporul acesta, și intrați în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Ținutul vostru se va întinde de la pustie și Liban până la râul cel mare, râul Eufrat, toată țara hitiților și până la Marea cea Mare, adică Marea Mediterană, spre apusul soarelui. Nimeni nu va putea să stea împotriva ta cât vei trăi. Eu voi fi cu tine cum am fost cu Moise, nu te voi lăsa, nici nu te voi părăsi. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta, nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cugeta asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. Nu ți-am dat eu oare porunca aceasta? Întărește-te și îmbărbătează-te, nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Amin. Ocupați locurile, vă rog. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, în răstimpul scurt pe care îl avem la dispoziție în această dimineață, ne vom uita în acest pasaj cunoscut din Iosua, capitolul 1, și vom învăța un cuvânt care să ne încurajeze să ne împlinim misiunea pe care o avem înaintea Domnului. Pentru cei ce pot să citească și în limba ebraică, aș vrea să vă spun un amănunt care este foarte important, și anume, cartea lui Iosua în ebraică începe cu acest cuvânt, cu această conjuncție: și. Și după moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua. Adică, prin aceasta, începând cu și, vrea să spună că această carte a lui Iosua nu este altceva decât o continuare a cărții Deuteronom. Pentru că, uitați, cartea Deuteronom se încheie cu moartea și îngroparea lui Moise și cu evenimentele legate imediat de după moartea lui Moise, și de aceea autorul, când a scris porțiunea aceasta, spune: și după moartea lui Moise s-a ridicat Iosua, pentru că este o continuare, dar în tradiția noastră, acum iudeo-creștină, cartea lui Iosua este o carte de sine stătătoare, pentru că, având în vedere cucerirea Canaanului, s-a stabilit ca această carte să fie de sine stătătoare. Însă este important să știm că Biblia este o continuitate. Fiecare carte, fiecare epistolă, practic, este o continuare a ceea ce a fost înainte. Iosua are o misiune mare de făcut: să intre în Canaan, să cucerească Canaanul. Dar Iosua este într-o dilemă extraordinară. Tocmai a murit Moise. Evenimentele sunt neconfortabile pentru el ca lider. Deși Israel este confortabil cumva ca Iosua să preia conducerea poporului, pentru că l-au văzut mereu în preajma lui Moise, au văzut cum Moise s-a rugat pentru el și l-a ordinat, dacă vreți așa, în poziție de lider, totuși
încă nu toate lucrurile sunt clare în această privință. De aceea, scopul lui Iosua este unul greu de realizat. De multe ori și noi suntem într-o situație similară. Ne stau în față lucruri care sunt greu de realizat și parcă lucrurile de lângă noi ne stau împotrivă. Nu ne ajută, nu concură la împlinirea planului pe care îl avem. De aceea, scurtul mesaj cu care mă voi adresa dumneavoastră spre îmbărbătare, spre încurajare, se intitulează Mergi mai departe. Mergi mai departe. Adică, nu trebuie să te oprești din lucrarea lui Dumnezeu dacă lucrurile nu sunt toate cum ai vrea să fie. Nu trebuie să te oprești, ci trebuie să mergi mai departe. Iosua nu trebuie să se oprească. Și are trei argumente pentru care nu trebuie să se oprească din planul pe care Dumnezeu îl are cu Israel, să intre în Canaan. Și aceste trei lucruri pe care le întâmpină Iosua sunt lucruri pe care le întâmpin și tu, le întâmpin și eu, dar nici noi nu trebuie să ne oprim din activitatea noastră și din planul pe care ne l-a dat Dumnezeu. Și primul lucru care trebuie să ne încurajeze să mergem înainte, ca și Iosua la intrarea în Canaan și la cucerirea Canaanului, este acesta. Continuă lucrarea în ciuda circumstanțelor umane. Continuă lucrarea în ciuda circumstanțelor umane. Două sunt lucrurile care îl fac pe Iosua să aibă dificultăți. Două circumstanțe umane. Primul, Moise, liderul cel mai popular și cel mai priceput și cel mai pregătit pentru o astfel de cucerire și de biruință, a murit. Când aveau mai mare nevoie de el, 40 de ani i-a condus prin pustie și le-a promis mereu și le-a vorbit mereu, vom intra în Canaan, vom intra în Canaan, vom intra în Canaan. Și iată-i că sunt la granița Canaanului. Au cucerit o porțiune de dincolo de Iordan, deci din partea de răsărit a Iordanului, Iordania de astăzi, au cucerit porțiunea aceea și acum, când se intre în Canaan, acolo unde sunt urieșii, acolo unde sunt 7 popoare mai mari decât Israel, mai pregătiți în arta militară, când să intre acolo și să cucerească, să intre în făgăduință, Moise moare. Tocmai omul de care aveau nevoie. Este o circumstanță umană care este împotriva împlinirii acestei făgăduințe. A doua circumstanță care stă împotrivă lui Iosua, pe lângă faptul că Moise, liderul cel mai potrivit, a murit tocmai acum, a doua circumstanță care este împotrivă este vârsta lui. Are 85 de ani. Nu mai este omul de 40 de ani care a început la ieșirea din Egipt să fie un ajutor pentru Moise și să fie o încurajare pentru Israel când aveau războaie, nu, cu amaleciții și alte atacuri pe care vrăjmașii le-au făcut împotriva lui Israel în cei 40 de ani. Iosua era omul care mergea în fruntea poporului. Ei, acum are 85 de ani. Ce ar putea să facă? Însă cuvântul Domnului este acesta. Mergi mai departe. Nu te opri, du-te înainte, pentru că Domnul lucrează împotriva circumstanțelor umane. Domnul nu este împiedicat de neputințele noastre umane. Ne trebuiește ascultare de Domnul și pocăință și de acolo încolo Domnul face tot ce a promis. Tot ce a promis. Nu-l împiedică Moise, nu-l împiedică Iosua, nu-l împiedică vârsta, nu-l împiedică sănătatea, nu-l împiedică nimic pe Dumnezeu. Exact cum va spune Balaam înainte de evenimentul acesta. Dumnezeu nu este un om căruia să-i pare rău de ceea ce a promis. Oare ce a promis nu va face? Ba da, Dumnezeu va face, glorie Lui. De aceea pentru cei ce
Aveți în față un plan special pentru Domnul, o misiune specială, o misiune pentru familie sau indiferent ce plan și în care știți că Domnul v-a vorbit în această privință. Nu vă descurajați de circumstanțele umane nefavorabile. Nu vă descurajați. Mergeți înainte. Al doilea lucru pe care trebuia Iosua să le ia în considerare și l-a luat și pe care trebuie să-l luăm și noi ca să putem să ne împlinim misiunea, este continuitatea se face în baza promisiunilor divine. Continuitatea se face în baza promisiunilor divine. Uitați-vă în versetul 1, 3 și 6. După moartea lui Moise, robul Domnului, Domnul a zis lui Iosua, fiul lui Nun, slujitorul lui Moise, orice loc pe care îl va călca talpa piciorului vostru, vi-l dau, cum am spus lui Moise. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat părinților lor că le-o voi da. Iosua continuă. Știi de ce? Circumstanțele umane nu trebuie să te dea înapoi, pentru că eu te voi duce în țară. Și doi, făgăduințele lui Dumnezeu, toate sunt da și amin. Fraților, ascultați bine ce vă spun acum. Câtă vreme încă nu s-a împlinit cuvântul Domnului cu dumneavoastră, cu familia, personal, câtă vreme încă nu s-a împlinit făgăduința Domnului, atâta vreme încă este speranță ca Dumnezeu să o împlinească. Atâta vreme. Dacă Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu împlinește. Dacă Dumnezeu a promis, Dumnezeu împlinește. Și Dumnezeu îi spune lui Iosua aici, uită-te la promisiunile pe care le-am făcut lui Moise și părinților lui Israel, lui Avram, lui Isaac și Iacob. Ori de câte ori Moise a stat în fața voastră, v-a spus, Dumnezeul părinților noștri, Avram, Isaac și Iacob, ne-a promis că ne va da țara Canaan în stăpânire. Încă nu o avem în stăpânire, înseamnă că încă e a noastră. Înseamnă că încă este posibil să o cucerim. Făgăduințele lui Dumnezeu, spune Apostolul Pavel în 2 Corinteni 1 cu 19 și 20, oricât de multe ar fi ele, toate în Dumnezeu sunt numai da. Toate. Toate. Nu te bucură lucrul acesta? Toate făgăduințele lui sunt da. Dacă ți-a promis Domnul că te vindecă, te vindecă. Chiar dacă ai ajuns pe moarte. Și probabil vei zice, după ce mi-a vorbit Domnul, încă mi-a mers mai rău. M-am făcut mai rău. Vă aduceți aminte că ne-a vizitat și sperăm să vină și pentru convenție, așa mi-a promis, maestru Emi Drăgoi, fratele Emi Drăgoi, la acordeon. Este cel mai bun acordeonist din Europa. Medalie de aur la concursul internațional de la Roma, medalie de aur la concursul internațional de la Moscova. Un artist care a studiat 15 ani la Academia de Jazz din Paris. Toți i-au stat la picioare, având numele și faima pe care a avut-o. S-a întors la Domnul și știți ce mi-a spus într-una din zile? Pentru că mă sună mereu și mă consultă. Frate Gog, nu știu ce s-a întâmplat, frate Gog. De când m-am pocăit, toate merg pe dos. De când m-am pocăit, toate merg mai rău. Am pierdut bani, am pierdut casa, am pierdut influența, am pierdut, toate merg mai rău. De multe ori Domnul ne vorbește și ne spune, uite, asta voi face cu tine. Și după ce îți vorbește Domnul, vine o lovitură de, nu știu de unde să te aduni. Vine o veste care te ia de pe picioare. O boală care te duce aproape la locuința morților. Și zice atunci, dar cum se mai poate? Dar cum se mai poate? Se poate. Dacă Domnul i-a spus lui Avram, încă nu ești un popor, dar seminței tale după tine, voi da Canaanul? Canaanul este al lui Israel și este și astăzi, mărit să fie Domn. Este în generația noastră.
profeția aceasta reluată de Dumnezeu, pentru că ce a vorbit Dumnezeu, Dumnezeu împlinește. S-au ridicat toate neamurile din jur și acum se ridică împotriva lui Israel. Și ăsta le este sloganul, să-i aruncăm în Mediterană, să se termine cu ei. Uitați-vă din nou în Psalmul 83, puneți pe ecran versetul 4. Care este conceptul lumii islamice, al lumii musulmane? În biserică nu trebuie să fim corecți din punct de vedere politic. În biserică trebuie să vorbim adevărul. Lumea islamică, lumea musulmană, lumea arabă este o lume a urii, pentru că este influențată demonic. Și vor să se ridice împotriva lui Dumnezeu. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Ăsta le este planul. Nu este o religie a păcii. Este o religie a crimelor, a urii. Însă Domnul este bun, poate să-i mântuie și pe oamenii aceștia. Și să ne rugăm Domnului să se pocăiască, să se întoarcă la Domnul, că nu-i mântuie fără pocăință. Nu-i mântuie fără pocăință. Dumnezeu a promis că Canaanul va fi al vostru. Și câtă vreme promisiunea lui Dumnezeu stă în picioare, atâta vreme tu și cu mine avem biruință, atâta vreme Israel are biruință, atâta vreme Iosua are biruință. Glorie Domnului! De aceea, să nu vă speriați de circumstanțele umane, acum ați mai bătrân, acum ați mai neputincios, acum ați mai sărac, acum toate sunt împotrivă. Dumnezeu nu este împiedicat de circumstanțele noastre, unu, și doi, Dumnezeu lucrează și spune, mergi înainte, adu-ți aminte de făgăduințele mele. A făcut făgăduințe lui Israel și a făcut făgăduințe lui Iosua. Uitați-vă din nou în versetul 6. Întărește-te și îmbărbătează-te, căci tu vei da în stăpânirea poporului acestuia țara pe care am jurat-o părinților lor că le-o voi da. Deci uite-te ce favor ți-am făcut, Iosua. Am vorbit patriarhilor, părinților voștri, Avram, Isaac și Iacob. Și acum îți vorbesc și ție. Tu vei fi omul pe care l-am hotărât să împlinești această misiune. Și știm din cartea lui Iosua, până la sfârșitul cărții, Iosua a cucerit Canaanul și au intrat în făgăduință. Deci, continuă lupta ta, continuă viața spirituală, continuă alergarea, continuă viziunea împotriva circumstanțelor umane, dar continuă bazându-te pe făgăduințele lui Dumnezeu. Și apoi, cel de-al treilea lucru și ultimul pe care îl amintesc și Iosua trebuie să-l ia în considerare, este acesta. Continuă ascultând de cuvântul Domnului. Continuă ascultând de cuvântul Domnului. Vei cuceri ce ți-am promis dacă vei rămâne în cuvântul lui Dumnezeu. De aceea spune în versetul 8, stai în cuvânt. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta. Cu alte cuvinte, mărturisește-o. De ce spune să nu se depărteze de gura ta? Mărturisește cartea aceasta. Cugete asupra ei zi și noapte. Și apoi, căutând să faci tot ce este în ea. Și vei izbuti în toate lucrările tale. Și atunci vei lucra cu înțelepciune. Stai în cuvânt. Și apoi, nu numai să stai în cuvânt, înțelege puterea cuvântului. Nu ți-am dat eu o poruncă aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te și auzi ce spune Domnul. Nu te înspăimânta și nu te îngrozi, căci Domnul Dumnezeul tău este cu tine în tot ce vei face. Nu te înspăimânta. Tu vei merge la luptă, dar din prima bătălie, Iosua, la care vei intra în Canaan, din prima bătălie vei vedea că nu voi veți lupta și nu voi veți fi soldați aceia grozavi, nu voi veți fi, ci eu voi fi. Și care este prima cetate pe care au întâlnit-o? Care a fost? Ierihonul. Era considerată la vremea aceea printre cele mai vechi cetăți întărite din lume, cu cele mai puternice ziduri, fiind cetate veche, avea faima aceasta, cu ziduri înalte, de peste 30 de metri, spun arheologii, deci ziduri înalte de peste 30 de metri înălțime și ziduri groase peste 15 metri grosime. Puteau să dea cu toți berbecii în ele, că nu cădeau zidurile jos.
cu toți trunchii de copaci și cu toate fierele și bronzurile care le aveau la vremea aceea. Nu cădeau asemenea ziduri. Încă erau case în vârful zidurilor. Așa era de mare. Rahav avea casa acolo pe zid, nu? Așa spune cuvântul Domnului. Umblau cu două cară, ca și o stradă, cu două sensuri pe vârful zidului. Ei, acum suntem în bătălie. Iosua, ce ți-am spus? Stai în cuvânt și vei vedea izbăvirea lui Dumnezeu. Stai în cuvânt. Și când s-a întâlnit cu căpetenia oștirii cerului, adică cu Iisus Hristos, pentru că El este, a avut o parte de o cristofanie, de o prearătare a lui Hristos, a spus, eu sunt căpetenia oștirii, ce să fac? Te descalți? Adică când îi spune, descalță-te că locul pe care calci este sfânt, nu îi spune că trebuie să umble pe cuie fără păpuci în picioare, numai să se înțepe, nu. Ci este o expresie ebraică care înseamnă următorul lucru. Descalță-te, dezbracă-te de toate preconcepțiile tale, pune-le jos, pune-le deoparte și ascultă numai de ce spun eu. Pentru că dacă vii cu preconcepțiile tale să faci ordine, să lupți, să intri în posesiunea făgăduinței lui Dumnezeu, tu le încurci, tu le amâni, le împiedici. Leapădă ce ai în picioare, leapădă ce ți este confortabil și du-te în război. Da, Doamne, dar cum procedăm? Uite cum. Ia-ți toată armata, ia-ți toți preoții, în șirei de bătaie. Și faceți o plimbare în jurul cetății. Dar de ce, Doamne, să vedem cât îți de groasă, cât îți de înalte? Nu mai te împlimbi în jurul cetății, atât. Pentru astăzi, atât. Mâine, din nou. Sunt convins că ofițerii care îi avea în armată discutau între ei. Dacă și Iosua e general, așa și noi suntem super general. La o cetate așa mare, să te învârți în jurul ei și să creadă el că așa biruim. 6 zile s-au învârtit câteodată. A venit ziua 7-a. Și acum ce facem în a 7-a? Acum vă învârtiți de 7 ori, că e ziua 7-a. Și strigați, mărit să fie Domnul! Au căzut zidurile. Au căzut. Au căzut. Pentru că nu voi veți lupta, ci Domnul va lupta pentru voi. Așa cum se va spune mai târziu și va spune și David sunt în fața lui. Goliat, să știți că războaiele sunt ale Domnului și biruințele sunt tot ale Lui. De aceea mergeți înainte, pentru că neajunsurile umane nu sunt o piedică, făgăduințele mele sunt baza pe care veți lucra, voi stați în cuvânt și ascultați. Și puterea cuvântului este o putere vie, pentru că acest cuvânt pe care stăm noi este viu și lucrător. Și cuvântul pe care stăm noi se numește Iisus Hristos. El este cuvântul și El va lupta pentru tine și pentru mine. Mergi înainte cu credincioșie, Iosua, și Domnul să te binecuvinteze. Amin.